Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi, alături de mine în studio, se află magicianul Lucian Sânmărtean. Salut, bună Lucian, bine ai venit! Și, de asemenea, un magician al scrisului, este vorba de Marius Mitran. Salut, Marius, bine ai venit! Bună seara! Marius, tu ești sosio acolo la Atletico, de decenii deja ții cu această echipă și avem din nou, după mulți ani, un român la Atletico, un transfer incredibil. A fost prezentat deja, a fost la antrenament la Atletico Horațiu Moldovan. Am văzut scena aceea, cum după ce parează vreo două mingi, vine Oblak să ia locul și dă așa o palmă. O palmă cam aspră, așa, adică nu e destul de acru Oblak cu echipier, dar aici e bătaie pe post. Sigur că Moldovan e conștient că șansele lui deocamdată sunt minime în fața unui gigant cum este Oblak, dar e mare lucru să vedem un portar român care până acum a jucat doar în campionatul României într-un asemenea context. Da, e un miracol pentru el. E un miracol ținând cont de cota pe care o avea și o are în acest moment în poziția lui de fotbalist român. E un transfer mai puternic, am și scris asta. Sigur că nu ne referim la banii dați pe el, asta a fost cariera lui, a fost clauza respectivă, dar este un transfer la o echipă mai mare decât Tottenham. Da. Atletico Madrid e una din primele 10 echipe și asta e de vreo 10 ani, situația asta cu ei. Mai mult decât atât, vine în brațele unuia dintre marii antrenori ai acestui secol, care e Diego Simeone. Vine alături de unul dintre primii 3-5 portari ai lumii, care este Jan Oblak. De aici, miracolul mutării lui. Pe de altă parte, el va avea o șansă. Toți portarii care au fost rezervele lui Oblak în acești 10 ani, în 2014 Oblak a venit acolo de la Benfica, au avut o șansă. Niciunul n-a concretizat-o. Toți care au avut, el a început cu Moya, care era unul dintre titularii din Naționala Spaniei, cine își mai aduce aminte. Moya a rămas celebru doar prin faptul că s-a căsătorit cu Miss Spania din acei ani, s-a retras între timp și Oblak a curățat pe rând toată concurența. Dar și Oblak a trecut prin această experiență de a fi rezervă. Rezerva lui Moya, da. Deși a venit pe o sumă de transfer uriașă de la... De la Benfica. De la Benfica, pardon. De la Benfica. Da. Acolo e meritul unui mare antrenor de portari care a creat 3 portari pe numele lor: De Gea, Thibaut Courtois și Oblak. Este vorba de Paolo Verselone, care este un argentinian, prieten din copilărie cu Simeone. A fost coleg cu Simeone, l-a luat Simeone când au luat titlul în 2006 cu Estudiantes La Plata, apoi la River, tot cu el în echipă. E recunoscut în Spania ca un extraordinar pregătitor de portari. Deci va fi la cel mai înalt nivel. Acum, șansa lui este una destul de mică. Îmi place ce văd pe ecran. Nu că sunt eu, ci e patronul Marin Hill, fiul celebrului Iesus Hill, patronul echipei cu Moldovan. Problema la Moldovan este că lui Oblak i-a intrat în cap că poate ajunge cu relativă ușurință jucătorul cu cele mai multe prezențe din întreaga istorie a lui Atletico de Madrid. Atletico face acest an 121 de ani de existență, are 421 de prezențe și îl mai are așa ca în față, ca țintă pe Coche, capitanul de câțiva ani al lui Atletico de Madrid, care a trecut de 600, are 608 sau 609 în momentul ăsta, dar e ușor de depășit, e și mai tânăr decât Coche și e și postul care îl avantajează. De aceea, Oblak nu lasă pe nimeni să apere, nici măcar cum a fost acum 3 săptămâni în optimile Copa del Rey, când Atleti a jucat cu Lugo, o echipă din ligile inferioare, și Oblak a stat în poartă, nu l-a lăsat pe Gârbici. Acolo mai e de spus că mai are un avantaj. Cholo Simeone aduce sud-americani, are o slăbiciune pentru ei și pentru jucători din spațiul balcanic. Savic este unul dintre ei, Vrsaliko a fost la fel, Oblak, sloven, Gârbici, croat. El are o slăbiciune pentru oamenii de aici, pentru fotbaliștii de aici. El crede că esența durității în fotbal se găsește undeva
în Balcani sau în Sud America sau la intersecția dintre. Și atunci va avea o șansă. Eu sunt tare bucuros că el e acolo. Mai ales că aștept de foarte mulți ani să primești eu un autograf de la Ciolo, de la, și atunci avem o poartă. Avem o intrare. O intrare. Da. Lucian, sigur că a fost această discuție. Ok, vine un nume uriaș, dar ești destul de conștient că nu vei juca acolo decât foarte rar, decât dacă îi se întâmplă ceva lui Oblak. Oblak nu prea obișnuiește să îi se întâmple nimic, ca să zic așa, nu prea se accidentează. Și unii au reproșat, adică de ce nu te duci undeva unde ai șanse mai mari să joci, mai ales că e acest an cu Euro, de ce nu ai răbdare să faci un Euro bun și atunci să ai alte oportunități în vară. Cum ți se pare această alegere a lui Horațiu Moldovan, care e, aș spune, în contrast cu ce a decis Radu Drăgușin? Pentru că și Radu Drăgușin a avut două opțiuni, așa cum o fi avut și Horațiu Moldovan, înțeleg, cu Betis și cu Atletico Madrid, iar Drăgușin a ales salariu mai mic, echipa mai mică, dar cu sentimentul că acolo are șanse mai mari să joace la Tottenham în comparație cu Bayern. Da, e diferit. Tottenham nu e Atletico, Tottenham este o echipă excepțională în Premier League, ar putea să aibă alte șanse, fiind un fundaș central de valoare. Aici, la Horațiu, este destul de delicat. Atletico este o echipă mare, s-ar putea să aibă șansa să fie antrenate între cei mai buni și atunci evoluția lui va fi una deosebită. Dacă alegea altceva în detrimentul lui Atletico, era poate destul de delicat. Dacă ești rezervă la Betis sau rezervă la Atletico, lucrurile sunt diferite. 26 de ani acestui jucător care a impresionat în campania asta în campania pentru Euro. Eu, pentru mine, este o alegere foarte bună, este de impact, este de imagine. Acest jucător, dacă va avea șansa, cu siguranță o va lua și o va fructifica. Este un băiat care a ajutat echipa națională să califice. Cred că va fi destul de greu și dacă nu va juca, să nu fie convocat la echipa națională. Apropo de faptul că a impresionat pe parcursul acestor preliminarii în 2023, am văzut că chiar cei de la Atletico au postat că Moldovan a fost pe primul loc în Europa în aceste preliminarii pentru Euro, la anumite procentaje foarte importante, mingi respinse, ocazii ale adversarilor anulate, chestiuni de genul acesta. Da, deci poate că și Moldovan a zis, poate nu mai prind un an atât de bun, adică să impresionez, pentru că a fost un an de vis pentru el la echipa națională. Chiar a apărat miraculos în această campanie de calificare. Marius, crezi că Edi Iordănescu, care sigur a anunțat și public că el este fidel celor care l-au ajutat să ajungă la echipa, să ajungă la Euro, crezi că Edi Iordănescu l-ar putea titulariza pe Horațiu Moldovan și dacă nu va juca la Atletico? Eu sunt convins la Euro mă refer. Sunt convins că va fi titular la Euro, indiferent de ce se întâmplă în aceste 3 luni până la finalul campionatului, nu, pentru că în mai trebuie să se încheie peste tot competiția. Da, va fi, apropo de argumentul de mai devreme, de modul unde este, cum este antrenat, de calitatea echipei la care a ajuns. Sigur că e foarte important, mai ales pentru un portar, să aibă constanță în poartă, dar e prea puțin timpul în care el, să spunem, nu va juca, astfel încât să spui, e pe bară de nu știu când și a pierdut. Nu. Plus că eu mai cred ceva, așa, cunoscându-l pe Simeone, el a dat întotdeauna o șansă tuturor, de pildă Reinildo, care abia și-a revenit după o accidentare de un an, din februarie anul trecut s-a accidentat într-un meci cu Real, a fost lăsat să se ducă la Naționala Mozambic și a fost băgat în ultimele două partide dinaintea plecării, special pentru ai dat șansa asta. Apoi Diego Simeone, care a fost și un mare jucător, știe că Horațiu Moldovan a fost titular în preliminarii, sigur că pentru da. El urmează știu un turneu tot. Final și poate s-o gândi să îi dea o șansă cu siguranță ca îl va el lăsa. Să rămână pentru selecționerul României o soluție viabilă. Plus că și celălalt e și el calificat. Slovenia e pentru da. Prima oară și a calificată la bine. Un euro. Slovenia că era sau nu era calificată, Oblak e zero. Oblak era da. Acolo, dar mă gândesc, nu știu, acum doar eu, mă gândesc că e o discuție ca între oameni. Mă, las, veți fi amândoi acolo. Hai să vedem și pe el cum apără, mai ales că sunt câteva partide în campionat în care Oblak îl poate lăsa să
să apere, nu știu, mă gândesc cu Almeria, cu Celta de Vigo și așa mai departe, niște meciuri pe care în mod normal le controlează. Dar e foarte bine că e acolo, pentru că e o școală înaltă pentru un portar adevărat. Nu e luat ca să fie împrumutat, e luat ca să rămână, e luat ca să fie în eu știu, în 15-le de bază. Și așa, pentru anecdotică, să spunem că anul trecut Gârbici a prins niște meciuri, pentru că Oblak are niște probleme la spate, are niște probleme la coastă și din când în când îi se mai blochează spatele. Anul trecut a avut 4 meciuri la rând. Da, am văzut că Gârbici are în total 12 apariții exact. La Liga pentru Atletico. Îl salutăm acum pe directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță. Bună seara, domnule Stoichiță! Bună seara, Mihai! Număram așa vreo 20 de ani de când ni s-a mai întâmplat să avem o astfel de fereastră de transferuri cu doi jucători români care s-au dus la doi giganți, cum s-a întâmplat cu Drăgușin și Moldovan acum, care s-au dus la Tottenham, respectiv Atletico. De la vara lui 2003, de când Chivu mergea la AS Roma și Mutu la Chelsea, de atunci nu cred că am mai trăit așa ceva. Da, este un moment, zic eu, bun pentru fotbalul nostru, în momentul în care se pare că, datorită tenacității jucătorilor și evoluției lor în ultimii ani, mai ales a celor tineri care au parcurs toate etapele astea până să ajungă la echipa națională mare, tot ce a fost cu campionatul european, junior, tineret, mă rog, tot ce a mai fost în istoria recentă a echipelor naționale la toate nivelurile. A venit și momentul, hai să zic, culegerii roadelor și primele două sunt cei doi. De ce nu includești pe Ianis Candi? Dar eu cred că și Rangers ar fi o echipă care are o mare rezonanță în fotbalul european și joacă în prima ligă în Spania acum. Deci se poate. Ionuț Radu este prin Anglia, nu? Da. Chiar dacă nu joacă, nu putem să o... Să sperăm că mâine seară va juca. Echipa lui Bournemouth are meci în Cupa Anglii. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Deci sunt mai multe transferuri care ar trebui să ne capteze atenția în fotbalul mare, de club. Și cred că nu se va opri aici. Cred că momentul următor va fi campionatul european de la vară, care depinde foarte mult de ce vor arăta băieții acolo. Și echipa, bineînțeles că primul semnal care îl dă este echipa. După aia se trece la individualități, la cei care au format o echipă care s-ar putea să aibă performanță. E normal să fie așa. Că aceste transferuri nu au venit în urma unei ratări de obiectiv, ce au venit în urma unui obiectiv îndeplinit. Asta e foarte important. Da, fără îndoială că a contat ce s-a întâmplat în preliminarii, pentru că vedem că sunt doi jucători defensivi și România a impresionat în primul rând prin apărare în preliminariile campionatului european. Știți cumva dacă Horațiu Moldovan a discutat și cu selecționerul Edi Iordănescu atunci când a luat decizia plecării la Atletico? Nu știu. Dacă Edi s-a întors de curând în țară, pentru că știți că a fost plecat ca să observe jucători în Spania, mă rog, să aibă mai multe discuții cu alți jucători din Italia, în sfârșit, unde a avut contacte cu cei care sunt susceptibili de selecționare în cele două țări. Nu cred că în acele discuțiile între cele două cluburi. Așa cred eu. Nu știu, n-am discutat cu el problema asta, m-am întâlnit cu el, dar n-am discutat deloc despre dacă știa de... Eu nu cred totuși că Horațiu era la telefon, vrea să-l informeze. Cred că și pentru el a fost o surpriză. Pentru că, dacă stai bine să te gândești,
contraligatului, care este unul dintre cei mai buni portari din lume, îmi dai seama. Cine să gândea că el va pleca acolo? Cred că este o conlucrare între foarte mulți termini. Valoarea lui individuală, modul în care s-a prezentat în meciurile naționale, și ale Rapidului, bineînțeles, că cei informații și de la echipa de club, chiar dacă ea n-a fost într-o toamnă europeană, dar probabil că și abilitatea conducătorilor Rapidului și nu știu cine e agentul lui. Nu am habar de aceste lucruri, pentru că nu-mi interesează. Păi, cred că e un prieten de al dumneavoastră. E vorba de Arcadie Zaporojeanu. Prieten, nu pot să spun că nu este. E o cunoștință. Mă gândesc că, m-am gândit că dumneavoastră cum ați mai antrenat prin Republica Moldova și așa mai departe. Da, cunosc Arcadie, dar nu pot să spun că am avut niște relații, știu eu, de prietenie cu el. Da. Ci doar ne-am întâlnit întâmplător la fel și fel de evenimente sportive. A fost doar o glumă. Deci, aș vrea să vă întreb cât de riscantă, cât de mult ar putea să afecteze ipostaza lui de titular la echipa națională în perspectiva campionatului european, faptul că va fi rezervă la Atletico Madrid? Sau nu depinde de mine, depinde de alegerea selecționerului. Normal că e un risc să te duci la o echipă să nu joci. Dar nu uita că noi am avut portari care nu jucau deloc și apărau poarta națională foarte bine. E adevărat, Tătărușanu nu apăra la echipa de club și era cel mai bun fotbalist al Naționalei României. Da, există și treburile astea în istoria fotbalului nostru. Deci depinde de selecționer. Ce gândește el, cum gândește el despre ce are nevoie împotriva celor două echipe pe care le știm și următoarea care va veni. Ce vrea să joace, cum să joace, ce fel de apărare vrea să practice ca sistem, ca distanță de poartă, ca rog. Sunt multe lucruri care pun în balanță prezența unui portar între buturi, pentru că joci cu o echipă care centrează mult, îți trebuie un anumit gen de portar. Joci o echipă care încearcă să joace în fel de mijloace de pătrundere cu pas la picior, verticalizare, care presupune un 1 contra 1. Așa că sunt multe lucruri care decid prezenta unui portar. Cum vi se pare această alegere a lui Radu Drăgușin? A avut Bayern și Tottenham ca principale opțiuni și a ales Tottenham. Noi n-am avut niciodată un fotbalist la Bayern München, un nume uriaș. Păi eu cred că a ales bine, pentru că e un campionat care îi se potrivește caracterului lui, educației lui, știu eu, calităților pe care le are, și cred că a ales bine Radu. Pentru că se pare că acest fotbal care se practică în Premier League se potrivește. La Bayern sunt, știu eu, e cu tot o altă lume. Știu eu, el a trăit presiunea meciurilor lor, ne-am ceva de că a jucat, nu foarte mult, dar a jucat la Juventus în Liga Campionilor. Ceea ce e foarte, foarte interesant. Lumea uită acest lucru, că la 18 ani jumate, parcă, sau 19 ani, a jucat în Liga Campionilor. L-au introdus să joace într-un meci pe Liga Campionilor. La Bayern, probabil că presiunea ar fi fost mai mare, pentru că Bayern este obișnuită la zonele înalte ale Ligii Campionilor. Concurența, probabil că ar fi fost mai mare. Pentru mine e foarte interesant că Bayern a luat un jucător în locul lui care evolua la Tottenham. Da. E foarte interesant. Și atunci probabil că cel care a făcut strategia acestui transfer, mă rog, este impresarul lui, nu? Este Manea, nu? Da, impresarul da. Lui, da. Și-au gândit bine, uite, Dumnezeu, pleacă, la știa poate, nu știu.
Și a zis, uite, se eliberează un loc și concurența poate fi mai mică. N-am nicio emoție în legătură cu Radu, de prezența lui în teren. Mă cunosc foarte bine când era copil. Noi și familia, tot educația care a primit-o. Nu mai vorbesc de calități ca te cupă la loturile naționale, vorba aia, pas cu pas. E un timp care nu are niciun fel de presiune, când din teren oriunde ar fi, oriunde ar fi la orice nivel, un timp cu mare experiență, pe care vreo 70 de meciuri internaționale în cariera lui până acum, adunate și la toate nivelele. Așa, echilibrul pe care îl are este dat de tot ce a adunat el ca fotbalist până acum, plus valoarea lui individual, experiența care a căpătat. Domnule Stoichiță, l-ați avut pe Adrian Mutu la echipa națională de tineret. Cum vedeți această provocare pentru el la CFR Cluj, cea mai titrată echipă din istoria recentă a fotbalului nostru, așa cum a ținut și el să sublinieze? Păi, ce să-i faci? Asta e viața. Trebuie să ajungi și la momente din astea. Experiența pe care a acumulat-o la tine, cea care a luat-o până la echipele de club, plus cele două evadări care le-a avut în alte spații, recte, Orient, unde a fost în Emirate, la o echipă de tineret și acum în Azerbaijan, îl va ajuta foarte mult. El este un om care știe foarte bine ce este la Cluj, pentru că una este foarte bun prieten cu Neluțu, cu Varga. Doi, numai eu am fost de foarte multe ori ca să observăm jucătorii potențiali pentru echipa de la U21 de foarte multe ori, deci nu este un mediu pe care să nu-l cunoască. Trei, îți dai seama că orgoliul lui și faptul că el vrea să-și egaleze performanțele fotbalistice, acelea de a evolua ca jucător la echipe mari, îl va stimula foarte mult să obțină performanțe și ca antrenor. Nu numai ca jucător, nu numai golgheterul român care a scris poate cele mai multe goluri în Serie A, mi se pare, nu? Ceva în genul ăsta. Da. E o provocare pentru el, dar eu cred că se descurcă foarte bine, să vedem. Acum, depinde și de ce, cum îl vor primi jucătorii, de cum îl vor adopta, pentru că sunt probleme. Dar este un tip plăcut, un tip care știe să-și apropie grupul, are multă experiență din punct de vedere al relațiilor de servici cu oricine în lumea asta. S-a descurcat și cu mari personalități care l-au înconjurat pe la Chelsea, pe la Juventus, pe unde a mai fost, știi? Se descurcă și cu personalități în echipa CFR-ului, acum din postura de conducător al echipei, așa că eu cred că va reuși. Ce înseamnă reușită? Dar nu ăsta să bată, știu, reușita înseamnă minim locul 2 în campionat și intrarea în grupele Conference League, dacă nu câștigă campionatul. Asta este. Înseamnă reușită. Pune problema de formare, de tineri, de nu știu ce. Nu, se pune problema unei continuități a rezultatelor la o echipă cu pretenții și cu valori pe care nu le-a stabilit el, le-au stabilit alții și le-au adus în clubul respectiv. Acum, și le va apropia, cum le va șeza în teren, cum îi va stimula, e treaba lui. Înseamnă talentul pe care îl are de antrenor și experiența pe care a căpătat-o. Domnule Stoichiță, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. O seară plăcută. Mulțumesc. Mulțumim. Lucian, apropo de CFR Cluj, și tu ai fost în această iarnă alături de CFR Cluj în această perioadă de pregătire. Ai observat felul în care s-a pregătit echipa antrenată de Mandolini, sunt acolo niște băieți care la Naționala de Tineret, acolo unde tu ești în staful tehnic, au lăsat o impresie bună în frunte cu Matei Ilie, care a jucat bine în apărare, a și marcat goluri importante pentru echipa României.
Cum vezi această situație? Ai fost alături de Mandolini, un întreg proces de pregătire. După prima etapă este concediat și este adus Adrian Mutu. Rezultatele la CFR te țin sau nu? Am luat parte la 9 zile incredibile din punctul meu de vedere, fiind venit din partea federației într-un cantonament al unei echipe de club care e cu pretenții și cred că vor fi destul de reticenți și destul de sceptici așa când ne vor vedea pe acolo. A fost exact opusul, lucru pe care pe mine m-a surprins. Mandolini, am avut discuții foarte, foarte multe cu el. După fiecare antrenament îi plăcea cumva apropierea asta dintre staff, dacă vedem cumva lucrurile pozitive, cum ne place ceea ce antrenează, lucru care m-a surprins. Mă gândeam că va fi destul de rece cu noi, mă gândeam că nu vom lua parte la așa de multe antrenamente. Mie mi-a făcut o impresie foarte, foarte bună acest antrenor, deschiderea, disponibilitatea și relația cu jucătorii. Nu credeam, dar uite că așa se întâmplă în fotbal, un rezultat prost te pune pe făraș, rezultate bune te țin la echipă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și disponibilitatea grupului și a conducerii vis-a-vis de el. Acum, despre Adrian Mutu, lucrurile sunt foarte simple din punctul meu de vedere. L-am avut antrenor la voluntari. Pentru mine am și declarat-o de atâtea ori, am spus-o și lui, vei deveni un antrenor foarte bun. Cum mi-a spus-o și lui, la vas lui perioadă, că va deveni un antrenor foarte bun. Și uite că s-a realizat ca Edi să conducă această națională. Mână, da. Mână bună, ei simțit. Și Adi va fi același lucru, cum îl văd și pe Pancu, cum l-am văzut și pe Lobonț. Generația nouă, și cum, începând cu Mirel, continuând cu Contra, mi s-au părut tip foarte abil, foarte deștepți, foarte emoțional, foarte plecat spre jucător. Vor simți foarte, foarte repede și foarte, foarte bine lucrurile bune pe care vor trebui să le ia. Adi Mutu cred că este o personalitate importantă, cât jucătorii de la CFR nu au cum să nu asculte. Cred că și mesajul lui și impactul lui la echipă va fi una deosebită și cred că se va impune foarte, foarte ușor. Marius, Năluțu Varga spune că ok, sunt prieten cu Adrian Mutu, însă pentru mine motivul alegerii este cel dat de profesionalismul lui Adrian Mutu, de realizările lui. Are Adrian Mutu realizări pentru a fi pus la conducerea echipei care a avut cel mai mare succes în ultimii, nu știu, 7-8 ani în România? Sigur că nu e o egalitate între ce înseamnă CFR Cluj și ce înseamnă Adi Mutu ca antrenor. Dar eu cred că în continuare Adi Mutu e judecat jumătate ca antrenor, jumătate ca marele fotbalist care a fost. Adică e un atu uriaș. Inevitabil se întâmplă. Și Maradona, bănuiesc că atunci când era instalat undeva... Undeva, da. Sigur că sperai să fie un foarte bun antrenor, dar erai absolut încântat pentru că era un gigant care venea lângă tine. Păstrând proporțiile, e și cazul lui Mutu, sunt mai mulți în lume care beneficiază de statura asta de uriaș fotbalist, ceea ce Mutu a fost pentru noi. Da, el în general se pliază, mie mi se pare că mai degrabă e potrivit aici decât la Rapid, de pildă. E o echipă cu altfel de presiune la CFR Cluj. Paradoxal, deși aici obiectivul an de an este titlu, el vine într-un moment în care nu mai este titlu și îi se spune de la început, trebuie să califici echipa într-o cupă europeană. Deci are o supapă puternică. În al doilea rând, mai are un avantaj paradoxal dintr-un necaz al lui CFR Cluj. CFR este într-o situație de schimb de generații. Își pierde în aceste luni, în această perioadă, niște mari jucători din cauze naturale, ca să zic așa, pentru că au îmbătrânit Camora, Deac și nu numai ei, mai sunt. Care au o... Și atunci, iarăși, lucrul ăsta vine în favoarea lui. Deci el nu are toate cartușele, toate armele încărcate în acest moment și atunci ar beneficia, cred, și de aceea nici n-a primit obiectivul maxim de atins, de niște circumstanțe. De aceea spun că mi se pare mai degrabă potrivit aici, pentru că la Rapid i s-a spus din prima, play-off, astă vară când trebuia să înceapă campionatul, locul 1-3, n-ai cum să cobori sub punctele astea. Și atunci el are un timp mai mult ca să creeze niște lucruri. Eu cred că e un antrenor bun, așa cum a zis și Lucian, cred că a arătat și la Rapid și la Craiova, el are niște lucruri și n-are cum să nu le fi dobândit
de la experiența uriașă pe care a avut-o. Îl ajută că nu are tribuna din Giulești, care presează extraordinar de mult și presiunea vine și pe el, acolo e mai rarefiat așa atmosfera. Ce nu-l ajută este că nu e totuși așa de ușor de obținut ce ai spus tu mai devreme, adică acel loc 2 nu e deloc, dacă ne uităm pe clasament sunt în 3 puncte vreo 5-6 echipe, da, toate cu pretenții, adică și Craiova, și Farul, și Sepsi, și Rapid, niciuna nu, e, nu vrea să coboare sub acele 2-3 locuri de cupe europeană. Cred în el, dar cred că vom vorbi despre antrenorul Adrian Muntu, cred că de la vară încolo, în funcție de ce se întâmplă. Eu cred că e o perioadă acum în care el are libertatea de a-și pune ideile în practică. Ar fi o greșeală să-i cer să facă 15 puncte din următoarele 5 meciuri. Și cred că nu îi se cere asta. Iar nefăcând, distanța față de titlu crește și așa mai departe. Și lucrurile se complică. El e într-o situație în care, bine, e o vorbă tâmpită cu adevărul care e undeva la mijloc. Evident că adevărul e undeva, nu e niciodată la mijloc, e de partea cuiva. Așa, adevărul e la el în acest moment, el știe ce poate. Mie mi se pare că, uite, tu faci acum cu mine ceea ce a făcut Mihai Stoica cu Gigi Becali. Mihai Stoica spune... Trebuie să fii un idiot notoriu ca să spui că FCSB este deja campioană. Dice Gigi Becali ne tot spunea și ne-a spus și ieri la ProSport Live că FCSB este deja campioană. Acum tu spui, băi, eu tâmpenie asta cu adevărul la mijloc. Dar eu zic că în povestea asta cu Horațiu Moldovan la Atletico, nu, dar n-ai spus adevărul, că e adevărul la mijloc. Adevărul este undeva la mijloc. Lumea glumesc, are. Da. Pentru că sunt argumente și legate de faptul că el ar fi trebuit să încerce o altă cale. Pe de altă parte, sunt argumente de sigur și să accepti un nume uriaș. Probabil este un singur trend care trece e, în viață. E felul lui de a trăi. El așa s-a dus tot timpul. Inter, Chelsea, Juve, Fiorentina, Goalgetter, Național... Nu, mă refeream la Moldovan. Că în cazul lui este undeva la mijloc. Adică existau argumente ca el să se ducă, să ia o altă decizie. Și există argumente și desigur pentru acceptarea acestei oferte de la Atletico. Adică mi se pare că aici, sigur, tu spui că tot adevărul e pe partea cu Atletico. E pe partea cu Atletico și e o ofertă care nu se refuza niciodată. Așa spune și el. Lucian, tu ai fost un magician la Steaua, nu știu, ai prins-o numindu-se Steaua, se chema deja Steaua, FCSB. Steaua, da. Da, ai prins-o. Da. Deci ai fost un magician la Steaua. Acum Gigi Becali vine și ne spune despre un nou fotbalist de la echipa lui că parcă unge untul pe pâinea prăjită, așa îi se pare jocul lui Luis Felipe. Tu care făceai asta, spune-ne impresia ta pe care ți-a lăsat-o la primului meci. Este o mingicare așa, este un jucător de spectacol, un jucător de tribună, un jucător care dacă va avea și eficiența a ceea ce se cere la FCSB, cu siguranță va fi un jucător care va fi determinat pentru ei. E încântător, are o finețe, are o ușurință la genul Neymar, te poate seduce, dar uite, am mai descoperit un jucător care până acum nu mi-a sărit așa în ochi, Bauza de la Craiova, care are niște pase pe culoar sau noul venit de la Farul, care are niște pase pe culoar deosebite, cu știință, cu simț, cu anticiparea spațiului perfect. Te referi la cum se înțelege cu Chițu. Exact. Da. Păi, de ună zi, aici la ProSport Live, Adrian Mititelu ne spunea nici mai mult, nici mai puțin decât că Bauza este cel mai mult fotbalist din campionatul României. La ce calități arată? Eu am crezut că e doar un jucător care poate să dezechilibreze, care poate să finalizeze din când în când. Acum mai nou, văzându-l și l-am urmărit așa de jumătate de an, îmi place foarte mult viziunea lui, pasele pe culoar cu simț. Mi se pare un jucător complet așa pentru Liga 1. Acum Luis Felipe va trebui să demonstreze, FCSB nu este un grup ușor de sedus, este chiar dacă iei ochii cu câteva dribblinguri, va trebui constanță, continuitate la el, continuitate în aceste dribblinguri. Lumea se va obișnui ridicându-și foarte mult ștacheta și va trebui tot timpul să se ridice acolo. În momentul în care îmi se ridică, va întâmpina câteva problemuțe.
Tu ne-ai spus că ție îți plăcea să vii mai din spate, așa, să ai adversari în față, să nu fii acolo în apropierea careului când este unde e densitatea mai mare de jucători, e mai aspră lupta pentru minge, când primești pasa, de exemplu. Dar Gigi Becali zice, nu, Luis Felipe, care e un jucător așa mai de profilul tău, zice, nu, va fi atacantul central. Asta este viziunea lui, el așa vrea să joace. Luis Felipe nu pare să fie fotbalistul pe care să-l arunci încetul atacului, dar el este hotărât să meargă pe această variantă. Florin Alcoman în stânga, Băluță în dreapta, Luis Felipe în centru. Ieri, în discuția cu el, am încercat așa să găsesc o soluție ca să împăcăm și realitatea cu dorința lui și ziceam că sunt într-adevăr echipe în fotbalul european înalt unde se tot plimbă cei trei. Adică nu mai sunt posturile atât de fixe. Îi vedem plimbând, se schimbând. Și în momentul în care City nu l-avea pe Haaland și toți cei cinci din față se mișcau atât de corect și atât de bine, dacă la FCSB această rotație, mutare va fi eficientă, atunci cu siguranță putem să-l vedem și pe Luis Felipe acolo, fiindcă nu e un jucător de profil de atacant central. Ai nevoie de el ca să vină cu fața, să poată să dezechilibreze, să dea un pas, să finalizeze. Nu-l văd ca un atacant central, dar aici... Nu-l vede nimeni, în afară de Gigi Becali. Îl vede el, vom vedea cum, dacă chiar se va întâmpla lucrul acesta la Craiova, că el a mai spus niște chestii legate de primul 11 și apoi totuși a schimbat, probabil sfătuit și de colaboratorii lui. Îl salutăm acum pe liderul Galeriei Rapidului, Liviu Ungurean. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitaților noastre! Ne-am bucurat atunci când am citit o declarație pe care ai oferit-o, în care spuneai vom merge 5.000 de rapidiști pe Arena Națională la meciul cu Dinamo, care urmează sâmbătă și o să fie un spectacol foarte frumos. Și acum am fost foarte dezamăgiți astăzi să aflăm că nu mai mergeți, voi rapidiști, nu mai mergeți pe Arena Națională la această partidă și dacă poți să ne explici de unde acest salt de la această hotărâre a voastră de a fi foarte vocali acolo pe Arena Națională la acest derby, la această situație care a apărut acum. Da, din păcate pentru toți iubitorii fotbalului românesc, noi am înțeles că ni se dau cele 5.000 de bilete promise de către băieții din galeria dinamovistă, lucru care nu s-a mai întâmplat. Au revenit asupra deciziei și ne-au oferit doar 2.800, iar astăzi, când am vrut să achiziționăm acele 2.800 de tichete, ne-am trezit că plătim 25 de roni pe un bilet sus la inelul 3. Lucru pe care nu-l vom accepta niciodată și niciodată nu vom accepta să fim puși fără voia noastră la inelul 3. Și în acest context nu ne vom prezenta la meci. Crezi că li s-a făcut frică? Crezi că li s-a făcut frică de faptul că veți veni 5.000 și veți fi foarte vocali acolo? Nu știu dacă li s-a făcut frică. Sunt surprins neplăcut de această decizie, deoarece oamenii și-au dat cuvântul. Dom'le, noi venim în Giulești, dați-ne sectorul cu toate locurile aferente și noi vă vom da peluza pe Național Arena, lucru care văd că nu se respectă. Și cu atât mai mult, nu avem cum să permitem să plătim tichete și să fim aruncați spus la inelul 3. Noi suntem consumatori de fotbal, suntem suporteri, plătim, vrem să plătim și să fim respectați. Atâta timp cât plătim tichete și organizatorul ne trimite la inelul 3, noi nu putem să luăm parte la acest joc. Și vom lăsa să joace ei și să ne reprezinte băieții așa cum știu ei cel mai bine. Cu atât da. Mult îi vor nimici. Da, eu totuși un moment în care Rapid vine după această victorie entuziasmantă cu FC Craiova, a ajuns pe locul al doilea ca număr de puncte la egalitate cu CFR Cluj. E un moment în care echipa e pe val și ar avea nevoie de să fie și suporterii alături de ea în număr mare. Noi înțelegem acest lucru, dar vedem că ne sunt îngrădite drepturile de suporteri și nu putem să luăm parte la un meci în care să fim bătaia de joc a unora. Așadar, băieții noștri vor înțelege acest motiv și vor fi concentrați de două ori mai mult asupra jocului. Pe de altă parte, pentru că Marius Mitran e alături de mine în studio și aș vrea să-l introduc în discuție. Marius, tu ești mare fan al campionatului spaniol, am tot vorbit despre lucrul acesta și în această ediție. Când mai joacă un Barça Real, când mai vedem un Barça Real, băia de la Barcelona, de exemplu, pe Bernabeu, sunt la Cucurigu, undeva la acolo, la
la acoperiș sunt puși. Da, dar Liviu are dreptate pentru că acolo e un protocol. Și invers se întâmplă același lucru. Peste tot e un protocol. Dacă discuți un lucru și accepti să ți se dea un sector întreg la meciul din deplasare și ai promis același lucru la meciul de acasă, trebuie să te ții de cuvânt. Pe de altă parte, mai e un lucru pentru care trebuie explicat, apropo de fotbalul spaniol și în general de fotbalul cu echipe foarte, foarte populare, cu sute de milioane de fani. Sunt aproape toate biletele sub formă de abonament acolo. Acolo n-ai cum să faci exhibiția asta. Da. Și evident că rămâne întotdeauna acel procent stabilit prin lege, prin Liga Spaniolă sau în Premier League sau Germană. Sau... Aici însă era o libertate consimțită, ca să spun așa. Din moment da, ce... și sunt multe locuri. Sigur că da. Adică Dinamo nu are 54.000 de abonați la acest meci, astfel încât să spună nu putem decât acolo, la Inelul 3, să vă dăm niște locuri. De-aia spun că e păcat, că ceva s-a hotărât și altceva se întâmplă. Separat de această problemă, noi, suporterii Rapidului, am considerat că trebuie să venim într-un număr foarte mare la acest meci, ca să ajutăm și clubul Dinamo, pentru că ei sunt într-o situație în care eu cred că au nevoie de public și au nevoie să vândă foarte multe tichete. Nu cred că este în regulă să alunge oamenii de la stadion, lucru care pe mine mă dezgustă și nu-i înțeleg rostul. Ei, în loc să se bucure că vin rapidiștii și achiziționează bilete și le bagă bani în visteria clubului, pentru că noi nu venim pe invitații sau pe gratuități la stadion. Noi băgăm mâna în buzunar și cumpărăm bilete, cumpărăm abonamente, noi ne susținem clubul așa cum știm noi cel mai bine, lucru care noi cu toții am discutat de două săptămâni, ca să-i ajutăm pe cei de la Dinamo și pe partea financiară. Le-am spus, măi, oameni buni, dați-ne toată peluza, faceți-ne biletele exact ca pe Giulești, 30 de lei biletul, ca să-i ajutăm și financiar. Dar probabil acolo sunt unii oameni care fac de seamă că stau foarte bine financiar și nu au nevoie de bani. Cum ți s-a părut această situație prin care a trecut Rapid chiar în debutul relorii campionatului? Titularul moldovan a plecat la Atletico și a fost adus portarul Farului Aioani. Salutăm venirea portarului de la Farul Constanța. Ne bucurăm foarte mult pentru cariera și pentru succesul lui moldovan. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut la clubul nostru. Și noi, eu v-am mai spus dumneavoastră când am mai intervenit, noi la Rapid nu prea avem treabă, nu prea ne băgăm la transferuri, nu ne băgăm în organigrama clubului, noi salutăm ceea ce face conducerea. Atâta timp cât sunt aduși jucători de valoare, suntem mulțumiți și ne bucurăm. Liviu Ungurea, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. O seară frumoasă. Și eu vă mulțumesc. O seară frumoasă. Da, deci vom avea un Dinamo Rapid păcat, pentru că... Păcat pentru că nu vor mai veni nici în alte zone ale stadionului. Adică mă îndoiesc că vor fi suporteri ai Rapidului care după acest semnal vor dori să meargă la stadion. Păcat și pentru atmosfera. Adică un Rapid Dinamo este, nu știu dacă e el clasico, dar e pe acolo pentru noi. Da. Păcat. Lucian, Rapid s-a... Mi se pare că s-a mișcat repede și l-a adus pe Aioani în locul lui moldovan. Cum ți se pare această soluție pe care a găsit-o clubul Giulești? Ca și moldovan, aceeași presiune va avea. Că totuși vorbim de Rapid, vorbim totuși de presiune foarte mare, vorbim exact ce zicea și domnul Mitran. Mutu va fi mai relaxat la CFR în comparație cu Rapid, unde este foarte mare presiune. Și Aioani, dacă va avea evoluții constant bune și se va integra foarte bine în lot, va avea și suportul public, păi nu va fi un mare bluff pentru Rapid, dar trebuie să-și gestioneze foarte bine emoțiile, să-și gestioneze foarte bine presiunea care se va pune asupra acestui jucător, fiind și un jucător foarte tânăr. Și altă parte, domnul Gorean are dreptate în ce zice, dar eu cred că totuși fan al echipei, totuși poate ne fac o surpriză și vor ajunge la meci, fiindcă va fi păcat pentru atmosferă, pentru joc, pentru jucători. Dânsul zice, haide să vedem că jucătorii vor fi... Ne aduceam aminte de povestea de la Ovidiu.
Au fost deranjați de faptul că nu au fost lăsați să intre toți câți veniseră, să umple o peluză acolo la Ovidiu și atunci n-au mai intrat deloc. Mi se pare destul de hotăs când se pun pe un astfel de boicot. Plus că, apropo de ce spuneai, sigur că Barcelona stă acolo, dar e stadionul plin. Aici dă atât de urât să vezi tot spațiul ăla gol, nici nu încape în camera de filmat. La un moment dat trebuie să ridice foarte mult operatorul ca să vadă. E o imagine caragioasă, pentru că peluza aia n-ar sta din Amoviști. Sigur că da. Și am avea acele... Nu, dar n-avem voie prin statutul ligii să permitem o galerie. Și etajele acelea uriașe, da, goale. Primele, goale și de-abia vezi pâlcul de oameni acolo. Da, e o imagine caragioasă, adică... De ce mai facem stadioanele acestea atât de mari? Ce? Exact. Dacă nu știm să ne bucurăm de ele. Bun, haideți să-l ascultăm, vorbeam despre Ioani, îl ascultăm la prezentarea lui la Rapid. Poate dacă voiam să schimb ceva, mă gândeam ceva în afara țării, dar și pe mine m-a surprins, a fost ceva din scurt, dar mă bucur că sunt aici și sper să facem o treabă foarte bună. De ce ai ales Rapidul? Ce te-a determinat să iei această decizie? Pot spune că am simțit ceva, am simțit că este un proiect bun, că va fi ceva de succes. Cu Moldo ai vorbit zilele astea? Chiar azi de dimineață. Ce ți-a transmis? Să am multă baftă și să fiu cum sunt eu de obicei. Dar transferul lui te-a motivat și pe tine pentru că, uite, ți-a arătat că se poate din România să ajungi la un club mare din Europa. Nu cred că numai pe mine m-a motivat acest lucru, cred că pe toată lumea, pe toți fotbaliștii români, cred că i-a motivat acest transfer, pentru că vedem că se poate. Tu la ce echipă ți-ai dori să ajungi? Sau care echipa ta preferată din Europa? Din Europa, Manchester City. Cred că nimic nu este pierdut pentru primul loc. În play-off se înjumătățesc punctele și cred că avem toate șansele, pentru că ați văzut și anul trecut, FCSB-ul era la distanță foarte mare de Farul și până în penultima etapă când i-am învins, au fost lângă noi. Marian Ioani este portarul cu care a ieșit Farul, campioană, și vine acum să joace în Giulești. A fost această întrebare, de la ce echipă din Europa ți-ar plăcea să ajungi? Și mi-a adus aminte de situația de la Londra, unde Florin Manea deja vorbea despre faptul că Radu Drăgușin trece așa printr-o gară la Tottenham, în drumul spre Barcelona sau Real Madrid, lucru care a iritat nu doar unii suporteri ai lui Tottenham, dar am văzut chiar jurnaliști englezi care scriu în Londra fiind deranjați de această atitudine. Și așa e, cu tot dragul pentru Florin Manea. În momentul în care ajungi la un club atât de mare, sigur că tu cu el la o cafea poți să vorbești lucrurile astea, să spui: Radu, crede-mă, simt că vom ajunge la Real Madrid și vei apăra pe Bernabeu. Dar acolo ai ajuns la un club atât de mare, atât de orgolios, nu? Orice club mare are orgoliile sale, încât e deranjant să spui: am venit la voi tocmai ca să avem de unde pleca la mai bine. Sunt, apropo, și de declarația de mai devreme, cu titlul care e deja luat și titlul care încă se joacă în play-off. Sunt declarații care dau o anumită încredere sau sunt declarații pentru propria echipă și declarații pentru public, pentru, eu știu, pentru a distanța sau a potența propria echipă față de adversari. Dar dacă ne uităm pe clasament, eu cred că titlul nu e jucat. Care e distanța acum? 5 puncte la 11, jumătate. Da. Deci, la jumătățire. Ce înseamnă asta? 5, că începe 5-6. 6 puncte. Da. Începe play-off-ul astăzi. Prima etapă, echipa de pe locul 2 câștigă, echipa de pe locul 1 joacă în deplasare și pierde. Mai rămân 9 etape. E jucat titlul? Da. Sigur că până la urmă și Gigi Becali a admis că nu e jucat titlul și că e conștient că mai e foarte mult din acest sezon și că urmează meciurile poate și mai dificile. 18 etape, e mult. Da. Lucian, crezi că Drăgușin are anvergură de Real Madrid, face Barcelona, cum spune Florin Manea? Am citit declarația unui domn care a făcut acest domn de la Tottenham, face Barcelona, respectiv Gică Popescu,
care nu e așa de încântat. El a avut, aș spune că e chiar un curaj să spui în acest moment ceva despre Drăgușin, care nu e la superlativ. El a zis, mie nu-mi place de Drăgușin. Nu-mi place pentru că mie îmi plac ca fundașii, ca mine, ca belodetici, spune Gică Popescu, care mai ieșeam cu mingea din apărare, construiam, mă rog, era mai dezinvolt în poziția balului Drăgușin. Bine, fotbalul s-a modificat, este diferit. Faptul că și-a ales acest copil, acest tânăr, ca să-i reprezinte, cred că a făcut alegerea bună. Florin este un personaj, adică el orice spune în spațiu public e de impact. De bine sau de rău, asta e în funcție de cel care citește mesajul. Eu cred că acest băiat se va integra foarte bine, dacă va avea continuitate în evoluție foarte bună, dacă va primi foarte multe șanse și le va lua ca atare, coroborată cu evoluția la echipa națională pozitivă la un euro, se pot întâmpla orice lucruri. Acum nu trebuie să fie toți Gică Popescu, cum nu toată lumea este Hagi. Nu toată lumea trebuie să fie Belu ca să poată să ajungă la echipe de top. Absolut. Deci lucrurile sunt, depinde de moment, de trend, de intenție până la urmă. Este vorba de culoarea fiecărui jucător. Sunt jucători medii, care n-au fost la nivelul Gică Popescu, care au câștigat Champions League-uri atâtea. Sau... Așa. Dacă nu-i place dânsului, asta este totuși cu total de problemă. Mie îl știu de la Under 15 până la echipa mare. Evoluția lui este constantă, este bună, crescendo. E un tip de jucător care își dorește foarte, foarte mult să evolueze în fiecare zi. Și asta este un lucru pozitiv. Voi ați avut la Național de Tineret, în această campanie în care ne aflăm acum de calificare pentru Euro, doi băieți de la FCSB, Pantea a și fost titular meci de meci. Tavi Popescu în anumite meciuri a fost titular, nu în toate. Vedem că pe unul dintre ei vi-l cam ascunde Gigi Becali, ca să zic așa. El spune Pantea va fi în continuare titular, dar Tavi Popescu nu va mai fi în primul 11. E păcat, fiindcă ce am văzut la acest copil la antrenamente și la jocuri este de un alt nivel. Nu am crezut până când nu am luat contact cu el fizic și când nu am început să discutăm foarte mult despre percepția lui despre fotbal, despre viață, cum vede el fotbalul, dacă se poate implica, dacă are capacitatea de sacrificiu pentru fotbal. Și mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună, Tavi. Plus, calitățile lui în timpul antrenamentului și jocului sunt deosebite față de tot ce am văzut la echipa națională. Acum, depinde și de echipa la care e, depinde de ce își dorește FCSB-ul de la el, dar eu cred că n-ar trebui evitat acest copil și ar trebui lăsat, implicat foarte mult în jocurile echipei ca să poată să crească, să-l vândă la milioanele la care visează. Marius, cum îți explici această distanță uriașă totuși de 11 puncte între FCSB și urmăritoare? Mai ales că FCSB vine după o mulțime de sezoane. Acesta ar fi al nouălea sezon al așteptării pentru un nou titlu. Păi, e un răspuns simplu. Jocul. Paradoxal, echipa acuzată că nu are antrenor și că are niște improvizații la acest nivel al staffului tehnic, joacă cel mai bine. Că loturi bune au și celelalte. Adică eu cred că Universitatea Craiova are lot bun, cred că CFR Cluj are un lot foarte bun, cred că chiar și Rapid, Rapidul are un lot bun. Numai că jocul, pur și simplu, maniera de a se exprima în teren a celor de la FCSB a făcut această diferență. Pe de altă parte, ea nu s-ar fi putut face. Adică ea, chiar dacă ar fi jucat atât de bine și ar fi avut parcursul pe care l-a avut, dacă celelalte pe care le-am amintit nu aveau niște meciuri îngrozitoare pe parcursul, niște perioade infernale, iată, CFR pierde la ultima clasată, Rapid are 7 meciuri până la victoria asta, CFR are fără și victorie. Ea, o victorie în ultimele 8 meciuri. Da. Deci s-a întâmplat și aia și aia. Și ei să joace foarte bine, dar și urmăritoarele să fie să găsească niște perioade rele din iulie și până acum, fie mai devreme, fie mai târziu. Tocmai de aia spun, neîncheindu-se încă totul, ție îți place foarte mult tenisul și am văzut mai devreme un meci foarte frumos între Zverev și Alcaraz. Da. Încheiat cu o surpriză. Cu o surpriză. 2-0 la seturi, 5-2 în setul 3, 5-3 și serviciu și totuși pierde setul, se intră în tiebreak, pierde tiebreak-ul, se joacă.
Zverev bate pe Alcaraz, este prima victorie din cariera lui împotriva unui jucător din top 5, din top 5. Într-un turneu de Grand Slam. Și atunci, hai să dăm și fotbalului șansa asta de a avea dreptul la setul 3, la setul 4, pentru că, sigur, e absolut logic să vezi în FCSB marea favorită, la felul în care joacă acum și ei și la felul în care nu joacă celelalte. Dar 18 etape, repet ce am spus mai devreme, e de ajuns să intre într-o pasărea și asta s-a văzut. De ce spun asta? Pentru că întotdeauna echipele, chiar și cele campioane, traversează un moment greu în timpul unui campionat. FCSB nu l-a prins acum. E posibil să nu-l prindă, dar de regulă echipele traversează și astfel de perioade și atunci, de-aia spun, campionatul încă e de disputat. Dar, repet, paradoxul face ca ei să joace cel mai frumos fotbal în condițiile în care noi toți discutăm și ieșim după aia la o cafea, la o țigare și punem toți, la toate mesele, celebra întrebare. Dar cine e antrenor la FCSB? Nu trebuie să, cu această ocazie, nu trebuie să subestimăm munca pe care o fac Pintili și Haralambos în timpul săptămânii, pentru că e vorba de felul în care se leagă jocul și Becalia și a admis că dacă un jucător este cerut în mod expres de staff, în primul 11, nu îi refuză pe colaboratorii lui. Mă rog, asta este situația. Dar e limpede că e antrenată echipa. Mi-a plăcut zâmbetul lui Lucian când creunam acest tablou de la FCSB. Lucian, îl avem pe golghetul campionatului, care este un Inter de la FCSB, Darius Olaru, care a ajuns la 14 goluri, un număr respectabil de goluri până acum, vine după prima lui triplă, goluri frumoase. Mie mi se pare că se bate cu Florinel Coman pentru titlul de cel mai bun fotbalist al campionatului. Dar la echipa națională nu l-am văzut jucând bine pe Darius Olaru. Poate el să transfere până la urmă și în perspectiva acestui Euro această formă extraordinară pe care o arată în campionat la echipa națională? Echipa națională este de cu totul și cu totul alt nivel. Jucători reprezentativi care fac lucruri foarte bune la echipa de club trebuie să transfere la echipa națională, lucru care este destul de delicat. Emoția, oamenii care sunt în jurul echipei, presiunea care se pune la jocurile echipei naționale e cu totul și cu totul de un alt nivel. Deși Darius este într-o formă deosebită, este constant bun, nu are fluctuații de formă, este tot timpul în joc, este tot timpul prezent, lucru care face unul dintre cei mai respectați mijlocași din țară, lucru pe care și eu îl apreciez la un fotbalist de genul ăsta. Prefer un Darius Olaru decât să prefer un jucător care este de excepție 1, 2, 3 etape, după care cade. Acest jucător este constant bun, de când l-am tot văzut pe la FCSB, tinzi să nu-l vezi, fiindcă alții marchează sau îți iau ochii cu o execuție sau cu un dribling, dar acest jucător își face treaba la mijlocul terenului excepțional. Eu remarc asta, apropo, și e normală poziția ta. Dumnezeu, dar avem o echipă națională la care cei mai buni fotbaliști ai lui Sepsi, Ștefănescu, nu joacă, cel mai bun fotbalist al FCSB, Olaru, nu joacă, cel mai bun fotbalist al Craiovei, Mitriță, nu joacă. Deci, fie vedem în asta o echipă senzațională a României, în care acești trei foarte buni jucători ai campionatului nostru n-au loc, fie vedem în asta o lipsă de inspirație pentru... Adică, eu mai degrabă aș vedea ca acești trei jucători să fie între cei care joacă la echipa națională. Da, și eu pledez pentru prezența celor trei la echipa națională, dar sigur că Edi Iordănescu are responsabilitate, are alegerile lui, are sentimentele lui și până la urmă trebuie să îi acordăm acest merit. Că clasamentul, da, e cel care ne... Da. Și de pe primul loc, adică... Clasamentul ne blochează orice... Da. Lucian, tu ai fost la Euro cu tatălui Edi Iordănescu în urmă cu 8 ani, la Euro 2016. Cum a administrat Anghel Iordănescu atunci această situație? Adică a mers pe grupul acela care l-a ajutat să se califice, indiferent de ce s-a întâmplat ulterior sau
a zis să schimbe totuși, pentru că pornind de la această discuție, unul de cei mai buni, dacă nu cel mai bun jucător al campaniei noastre, Horațiu Moldovan, acum foarte probabil va fi rezervă, nu va juca. Nu va avea probleme, fiindcă Edi este foarte bine pregătit din punctul ăsta de vedere. Cum era cu Anghel Iordănescu din punctul ăsta de vedere? Foarte abil, să știi. Adică lua momentul, eu eram deja un jucător destul de în vârstă, jucam prin Arabia, e destul de greu să manageriezi atât de bine un jucător care vine din acest spațiu de joc, care nu era unul deosebit ca nivel, ca intensitate și ca nivel de joc pentru un campionat european. Eu cred că Horațiu Moldovan știe foarte bine unde s-a dus, Edi știe foarte bine să-l capaciteze, ca atunci când vine la echipa națională să dea totul și să fie... Și este și un portar, cum să zic așa, dacă stau și mă uit la Niță, care a fost portarul fotbalistul anului și care este rezervă, este în spatele lui cu tot timpul, îl știu foarte bine pe Niță, că cred că îl ajută foarte, foarte mult, iar Edi nu se dezice de oamenii care, într-adevăr, au făcut performanță pentru acest lot. Este destul de greu dacă ne raportăm la ce a zis și domnul Mitran la jucătorii. Stau să mă gândesc că e un Stanciu, e un Marin care sunt nucleul acestui, stăpul acestei echipe naționale. E destul de greu să introduci acești jucători având presiune. Dacă iese Stanciu și intră Olaru, te aștepți de la Olaru să facă diferența la fiecare joc. Acesta ne întâmplă. Eu cred că și eu și Marius are o presiune foarte mare, să știi. Olaru împreună. Marin are o capacitate de efort și o capacitate de intuire și de inteligență a jocului, încât e destul de greu ca Olaru astăzi să-l depășească din punct de vedere al eficienței jocului. Nu vreau să spun că Olaru este sub Marin. Vreau să spun că Marin interpretează foarte, foarte bine, antrenându-se și jucând la un nivel superior. În Liga 1, Darius este bombă. Îl băgăm la echipa națională. Îmi doresc același lucru, același impact care să-l aibă cum îl are la FCSB și la echipa națională, fiindcă este într-o formă deosebită și este un copil extraordinar. Ai adus aminte de experiența ta din Arabia Saudită atunci când ai mers la Euro 2016, erai jucător la Al Ittihad, dacă nu mă înșel. S-a dus Dita mai balonul de aur la Al Ittihad, la echipa unde ai jucat tu, Karim Benzema, și acum e într-un conflict cu clubul. Ce nu pot să nu ce nu-i o convenie? Pentru că tu cunoști acolo lucrurile în detaliu, ai jucat, ai trăit acolo. Ce nu-i o convenie lui Karim Benzema de să arunce cu piciorul, să dea cu piciorul la 200 de milioane de euro cât ar mai avea de încasat din salariu, numai să plece de acolo? Cred că are foarte mulți bani încât să-l mai interesezi din punctul ăsta de vedere pe el. Cred că singurul care se poate cante, fiindcă este un suflet deosebit, a jucătorii de excepție, jucătorii prețioși, rafinați și răsfățați, e destul de greu să trăiești. La Ittihad, în Arabia, e destul de greu de trăit. Vede și el nivelul, crede și cred că încă mai poate să arate foarte mult fotbal la nivel european și nu cred că se implică foarte, foarte mult și cred că își dorește repede, fiindcă am fost, știu ce înseamnă, ești pe final de carieră, te poți duce, mai faci niște bănuți, ok. Dar la nivelul la care este Benzema, cred că asta și se dă nevăzut și cred că își dorește foarte mult să plece de acolo. Este o țară, o cultură și e delicat de trăit, iar la banii lui, la imaginea lui și la numele lui, cred că își dorește foarte mult să plece. Nu e chiar foarte greu de înțeles. Încă o dată, cred că Kanté, care este un suflet bun, care este mai umil și este mai trabajador, așa, mai muncitor, dar jucătorii de excepție, nu știu cum Ronaldo s-a integrat atât de bine, încât văd că îi prește orice acestui băiat, cred că iubește așa de mult fotbalul, încât se poate adapta la orice campionat, în orice țară, sub orice fel de temperatură. Da, asta îl face, pentru că el clar n-a avut rafinamentul lui Lionel Messi, dar asta îl face să fie la nivelul lui Messi. Sigur. Această foame nebună de a face performanță, de a munci în continuare cu toți banii pe care îi are, e cel mai bogat fotbalist din toate timpurile. Și cu toate acestea vedem cum trage la antrenamente, că nu joacă doar din talent. El chiar se pregătește în continuare. E impecabil fizic și așa mai departe. Marius, aș vrea să închei această emisiune cu faimoasa interogație a lui George Copos, ce făcu Răzmuică, nu? Parcă el era cel cu această întrebare care a intrat în istorie. Pentru că ați început cu acolo la Craiova cu speranțe, veneați după o serie bună în finalul anului trecut și a venit Farul și v-a bătut la Craiova. În condițiile în care treceam pe locul 2, dacă era victorie, era și miza asta, n-am făcut nimic. Din păcate, la întrebarea ta răspunsul e nimic, nada. Niente, adică o echipă care să fie depășită și practic abandonată în sine, și vă spuneam mai devreme,
înainte să intrăm. Sigur că Farul a stat foarte bine în teren și Hagi nu e prima oară când pune probleme Craiovei. Ce mi-a ridicat mie un mare semn de întrebare este starea de perfectă împăcare a jucătorilor Universității Craiova cu ratarea. Adică ne uităm și acum pe puținele imagini care au rămas din istorie cu marea echipă a Craiovei. La ratări, la momente grele, toată lumea era, și în general, apropo de Ronaldo, oltenii au un spirit apropiat de cel al lui Cristiano Ronaldo. Au ambiția asta, în armată să fie gradați, să fie șef pe unde apucă, să lucreze pe unul sau pe altul ca să ajungă. Măi, ei au, m-am uitat, ei sunt tot timpul cu zâmbetul pe față după toate eșecurile pe care le produc. Pe mine asta, adică nu văd o durere, analiză a stării de disperare în care au adus un club care le-a, într-adevăr, cum spune Mihai Rotaru, le-a pus cele mai bune condiții la dispoziție. Pe mine asta, după părerea mea, Craiova, Universitatea Craiova acum are mari probleme să mai prindă play-off. Ținând cont de ce se va întâmpla, ea are acum acasă cu FCSB, pe această stare de spirit, iese la Sepsi, care e iarăși pe un crescendo puternic, și dacă după aceste două etape se menține starea pe care văd că au atins-o cu Farul, iarăși, mă contrazic un pic. E adevărat că mai sunt 8 etape, dar pare că la Craiova timpul e tot mai puțin, nu știu unde, și sunt sufletește, pot să vorbesc despre FCSB așa rece, detașat, dar aici parcă simt că nu, așa cum am simțit și că Atletico Madrid va bate pe Real Madrid săptămâna trecută. Da, o victorie entuziasmantă, cu Oblak în poartă chiar și în Cupa Spaniei, nu ratează nimic. Apropo de ce discutam mai devreme. Marius Mitran, Lucian Sămărtean, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă, motivare!